Citim. Cuvântul Sfintei Scripturi, de pe Sfintei Părinți. Și cunoaștem ceva despre Dumnezeu. Zic Sfintei Părinți, nu ce este Dumnezeu în ființa așa, nu se poate de la acest lucru. Dar ceva cunoaște. Și noi suntem la marginea acestui volum de cunoaștere care suntem în religiozare. În orice domeniu de activitate, poate mai mult în cel al vieții creștine, am citit o carte două, trei ori intitulată Existență și Conștiință. Acum vorbea că procesul cunoaștere în domeniul general conștiință nu se termină niciodată. De aceea citim de pe cum erau lecțiile la religie? Dar texte de Sfânta Scriptură, Petru și a Noului Testament. Evanghelie, ceva. Pe scurt. Deci trebuia să învățăm la tine
acele 7-8 case, atât era legea de religie. Deci, citim, cuvântul, Sfântul Evanghelia, cuvintele Sfântul Evanghelie. Dacă citim, scrisoare, tratat, de la mama sa, de la toate persoane, citind, mintea noastră apare chipul mamei sau al tatălui. Și presimțim. Și aducem aminte în tot ce el ne-a spus. Așa și cu citirea sau aplicarea printr-o Sfinte Scripturi. Mintea noastră și Sfinte noastră duce la persoana și fie la Dumnezeu și sigur la campul acesta și geografic pe care îl imaginez. Vreau să spun că cuvântul scris care de citim cuvântul vorbit în care ascultăm, se trimite la persoana care a rostit cuvântul respectiv sau scris. Așa este o legitate, rege a lucrurilor. Sfinții Părinți spun cunoaște ceva despre Dumnezeu, dar nu ce este el în ființa lui. Dar totul simțim. Ce simțim e greu de explicat cu Dumnezeu. Dar simțim. Deci cunoașterea în domeniul religios, referire la persoana lui Dumnezeu, este o cunoaștere de alt ordine decât cunoașterea în alte domenii. Și Sfinții Părinți ne ajută să înțelegem procesul de cunoaștere, amintind cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos de pe muntele fericirilor. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Deci curăția inimii, sufletului, viața duhovnicească, viața morală. Această cunoaștere este mai cuprinzătoare, mai adâncă. Cunoașterea numai cu mintea, ci și cu inima. Cu inima care ne aduce o poșnicie cu suflet. Și avem nevoie de această atmosferă de pace sufletească. În orice lucru pe care noi îl facem. Dacă mintea este tulburată, ea nu mai funcționează normal. Cum să-ți păstrezi inima curată? De Sfinții Părinți, cu atenție la toate gândurile care vin în minte, la toate cuvintele pe care le auzim, toate imaginile care ni se prezintă. Și toate le punem la măsura poruncilor lui Dumnezeu. Deci gândul cel rău nu trebuie să zăbovească prea mult în sufletul nostru. Această prezentare a gândului rău în sufletul nostru, cum Sfinții Părinți, nu este păcat vinovăție, pentru că este ceva care aparține firii,
și zăbovirea și îndulcirea lui Dulce Păcătos. De aici, sigur, deci la fapte. Sau el rămâne acolo și el se intensifică, trece sub conștient, după aceea vine conștient. Acest lucru trebuie să-l cunoaștem. Iar această luptă bolnicească care trebuie dusă ajutându-ne de post, de rugăciune și de milostenie. Lumea de astăzi caută să cunoască cele ale Sfântului, cele ale lui Dumnezeu și de Dumnezeu mai mult cu mintea. Însă, dintr-o frumozitate, unii o parte, alții nu. Pentru cunoaștere, deci, avem nevoie să ascultăm Cuvântul, despre Dumnezeu, Cuvântul de învățătură, despre Domne, poruncile lui Dumnezeu. Avem nevoie să le ascultăm, să le auzim și să le punem la inimă. Cum se scrie în Sfânta Evanghelie, că Maica Domnului, dar toate cuvintele pe care o să aveți cu Dumnezeu și pe Sfânta la inimă și pe cea. De ce? Pentru că cunoașterea este o lucrare tainică, cunoașterea lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie, cum am zis, de liniște sufletească. Liniștea sufletească nu vine decât datorită mărturisirii greșelilor și datane a spovedaniei. Cunoașterea dintre noi creștini, cunoașterea lui Dumnezeu, Cuvântul Lui, vine în trăirea Cuvântului Lui. Cunoașterea vine din harul Dumnezeu, care se împărtășește în Sfintele Taine și mai ales împărtășirea cu Duhul Sfântului Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Așa, știm cu toți cei de tași, putem să facem ca și mai des la Bisericii, pe ce ne împărtășim, auzim, prin că am văzut din acea adevărată, din Duhul cel Firesc, am aflat credința cea adevărată. Deci, este un proces de cunoaștere. Dar altfel, cunoaștere de știință. E vorba de o trăire tainică. Trăire tainică. A prezenței tainice a lui Dumnezeu. Această cunoaștere trebuie să ducă la formarea noastră bolnicească. Cuvintele noastre trebuie să fie drese cu sare, trebuie să facă o formare, să fie rostite cu multă chibzuială, faptele noastre să fie puse la dreptarul poruncilor lui Dumnezeu. Și ne vine în ajutor Duhul lui Dumnezeu de noi, lasă conștiinței. Lasă conștiinței. Și acest glas ne șoptește tainic.
conștiința spune că nu e bine, era îndoială. Că ai făcut ceea ce conștiința spune că nu e bine. Așa că înseamnă că ceea ce e bine îndoială este păcat. Deci, la plâncul Sfântul nostru știm ce trebuie făcut, dar nu facem. Sfântul Apostol Pavel, nu fac binele pe care îl doresc și rău pe care îl doresc, este o luptă. Și această luptă aparține legii tinei, legii persoanei umane. Nu se poate trăire creștină fără luptă omicească. Nu se poate. Pentru că este firea noastră văzută, este lupta celui rău. De aceea, o Sfinții Părinți, când nu mai avem încercări, necaduri, înseamnă că Dumnezeu ne-a părăsit. Dar când avem încercări sau necaduri, Dumnezeu ne cercetează. Trebuie să ajungem la conștiința că noi permanent trebuie să ne luptăm ceea ce este rău, să lucrăm omicește. Așa cum un om, sigur, că nu se simte bine dacă nu lucrează ceva. Trebuie să lucrezi absolut mâna mâine să nu se iei. Sau mintea și tal, să gândească. Pentru că cunoașterea fără un scop care este formarea noastră duhovnicească nu și are rostul. Această formare duhovnicească durează toată viața. Pentru că drumul spre desăvârșire nu se termină niciodată. Sfinții Părinți care au interpretat Cartea din Vechiul Testament, Cântarea Cântărilor, Mirile și Mireasa. Mirile este simbolizat prin Mântuitorul. Mintele simbolizează pe Mântuitorul Iisus Hristos, care mireasa sufletul. Pentru că sufletul, pentru sufletul, dar trebuie să trecem pe menii. Mire înseamnă de genul masculin. Și când strigă, vino, vino, din departe, mireasa mea. Mântuitorul cheamă sufletul. Noi ascultăm glasul și ne îndreptăm. Dar și el se îndepărtează pe noi. În sens vorbit. Și noi ne ducem după acel glas. Tot ne ducem, tot ne ducem, tot ne ducem pe el. Deci, formarea duhovnicească este un proces, este o cale permanentă. Dar această cale a formării, acest urmuș, are și cădere. Datorită nouă, datorită încercării de la Dumnezeu. Timpul de sănătoare, să fiu încep să meargă. Tatăl, mama, ține de mine, mă lasă și mie, și mai tare. Se ridică, anume la da? Se ridice. Așa și Dumnezeu. Da? Se gândi, dar tot ce ne-a ridică, se ridică dacă noi vrem. Deci, urcuș, vedeți, față în acești formarea noastră, este un urcuș, este care, care în termine greutăți, chiar
chiederci e per cercare. Ispira vine la ferita delle attenzioni nostre, delle vite nostre. E per cercare vine la Dumnezeu, în scopul de a ne întări în vieții de el. În scopul de a ne da conștiința că ceea ce vrem să facem, ceea ce am dovedit din mine, este datorită, în urând, ajutorului care de mântuire este rugare ca omul întâlnit cu Dumnezeu. Sfinții Părinți spun așa, Dumnezeu cheamă la îndreptare, cheamă la El. Și dacă noi răspundem la această întrebare, acel răspuns de fapt de Constituționare este contribuția noastră. Iar ceea ce nu putem face noi, face Dumnezeu. Face Dumnezeu. Se pune întrebarea cum au putut ucenicii să rabde acele chinuri. Pentru că nu acum puțin din vedea ele, se privește puțin degetul și ne doare. Cum au simțit acele chinuri? Ei le-au simțit pe deplin. Dar Dumnezeu le-a dat puterea ca să le suporte. Aceasta este marea minune. Dar Dumnezeu se poate. Și ca să înțelegi lucrurile bine, avem de față aici un om, Dumnezeu, care a suferit chinurile atâția chinurile închisorilor. Cum a putut să fie, să trăiască și suporte aceste chinuri? Și azi, că după ani de timp să grea, iată dacă nu, nici o cunosc. Monica. Cum? Datorită puterii lui Dumnezeu. Cum e posibil ca într-o zi să nu mă duci nici mai ca și lucru? Datorită puterii lui Dumnezeu. Iar pe cele slabe întărești, de aceea, dacă v-ați rugat, fiți scăpate de suferință. De aceea zic, deseori, cuvântul de învățătură, că minunea cea mai mare pe care fac Dumnezeu cu noi, nu constă în faptul că nu se fac în necaz. Nu. Ci în faptul că putem necazul acela, o boală, o suferință, o mărire și așa mai departe. Deci cunoaștere trebuie să ducă la această formare duhovnicească, care răbdare, care aduce nădejde și celălalt credință. Să ai tăria să vedească rar, să ai tăria să vedească să ieți, să ai tăria să vedească să faci o faptă de milosenie. Cât de mică ar fi ea, trebuie să o faci. Și Dumnezeu de ce puțin. Ce e puțin. Și rădă restul. Tot ce trebuiește. Cât de mică ar fi faptul că e puțin. E din pe drum, pe părere de nevastă, sub prima.
sale continua, sale continua, e faccio tu potessi fare. Vince e faccia male. Se cattù cinese, l'Italia non sarà, potrà miseria, così niente. Quindi c'è l'euro spune, non fa come la pasta che ti dico, ma non ci perché ce ne fa. Tanto che ti dice. Cât de puțin, nu? Asta e că când mai mult dar, că cu mine. Și aceasta, din multe ori, Domnul ne lipsește. Sigur, istoricul Grec a spus că Jesus sunt moșilor și cel mai puternic, poate, dar se poate vedea, nu, se lipsește mirea, unitatea de pe ei. Și nu, ce urmează, întotdeauna. Este o realitate, sigur, ca nu vrea Dumnezeu, creată de noi. Dar dacă ne unim, ce face? Ceva bun. Pentru aceasta seama, caracter, om să vă omicesc, să fii de folos cerul de lângă tine, pe măsura posibilităților tale, dar, în primul rând, din om cu demnitate. Niciuna, fia, renea, necinsta, nu trebuie să despală. Și este luptă. Este luptă. Ca dintre fratele, cel mare, cel din tăi, din păcat, din arghirie, vine de aceste palme, nemuncii, pe care folosește faptul de tine. Sigur, acest păcat, pare că astăzi se punește în casetul tău. Și cum m-a scris, cineva a lucrat de tot în lumea naturii, în lucrarea, când astăzi, România, care statele nu înseamnă. Iar voi și pe cel parte proaște în lățime, pensionare și unde s-a creat din plăție, dreptul lor. Este o stare în momentul este o stare a regimului care noi trăim.
focalizzato questa specialista in Brasile per la specialità al marzo di una volta non si mai disse carattere ma disse fame di venire ma disse non desame fame di essere vici e di giornate essere benigno, ok? La casta scolare di tutti gli altri, la nostra ci chiamava ovvi e concesse. Adesso è pace, non è mai in miseria, non interessa non mai l'esperienza di me. Nostri, alcuni per colocare la loro, alcuni per colocare
acest este un om smerit. Un om care nu face paradă de viața lui omenească. De faptul de lucru. Și Dumnezeu nu știe încă ce face de asta. Aceasta este. De aceea este greșit. Noi ne îndreptăm către un om. Și crede că e mai puțin de puțin ce om. Respectăm, îmi aminte, dar să nu identică oricare ar fi că rival este bun și nu e foarte clar. De aceea, anonimarea sfinților se face de un timp foarte bun. Mi se pare un om obișnuit. Un om ca tot foarte. Poate zice un om de mine. Dar el, în realitate, în proces, este altfel decât vedem noi o ochi de lucruri. Ceea trebuie să pătrundem în adâncul sufletului. Aici, sigur, pentru cei care sunt asistenți sigur, capitolul psihologia, pot pune și sunt niște mecanisme, dar nu sunt de ales. Nu sunt de ales. Zice că, de fapt, nu așa cum un om trebuie să mănânci, nu se îndesare, nu fac un medicat. Și am citit o lucrare de licențe a unei persoane din familie cineva despre această activitate și a foarte mult atent ca lucrarea aceea de licențe de psiholog. Și a avut și pe din acasă acești oameni, sigur, bun, se trebuie, sigur, că se implice numai cu mintea și cu fapte. Poate. Poate. Cele materiale, dacă nu dat munca, sau tăria, pentru a unii, nu mai amintim. Deci două persoane, când a fac o teologie și asistență socială, și-au luat să se încadreze la slujitoare, pentru un alt, pentru spus, dacă nu de plătești. Atunci, da, cum vedeți dumneavoastră această activitate? Facem niște evidențe. Care să vedem la primărie, să mergem să le vorbim de nefactologie, psihologie și așa mai departe.
geest, pastoraat, inclusief, de normaal. Ik sta goed aan de taal. Ik ga maar. Ik zou het nog steeds in de winter laten, dit is. Dat gaat in mijn raam. Dit is.
Să avem doar și toată